Managerul serviciului de ambulanță Dolj a fost reținut pentru luare de mită. Se pare însă că bărbatul făcea parte dintr-o adevărată rețea alături de socrul său și de o asistentă medicală. Cei trei vindeau locuri de muncă pe 10.000 de euro. Acum cu toții vor ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul se afla la conducerea serviciului de ambulanță din Dolj încă din anul 2005. De-a lungul timpului, el a primit mită în mai multe forme în schimbul unor favoruri. Alături de socrul său și de o asistentă medicală, individul pretindea diverse sume de bani de la persoane care doreau să se angajeze la serviciul de ambulanță al județului Dolj. Astfel, în lunile septembrie-octombrie 2024, cei trei ar fi împărțit subiecte ce urmau să fie date la concursul de angajare mai multor candidați. Totul contra cost. Conform unor surse judiciare, în locuința directorului ambulanței Dolj s-ar fi găsit 500.000 de euro, 200.000 de dolari și alte sute de mii de lei. Sumele au fost confiscate, iar cei trei suspecți au fost reținuți. Managerul serviciului de ambulanță, socrul său și asistenta care i-a ajutat să vândă locuri de muncă vor fi cu toții prezentați tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă. Totul face parte dintr-un dosar care vizează mai multe suspiciuni de luare de mită. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție din Craiova au făcut în total 18 percheziții la mai multe spitale, dar și la servicii de ambulanță. 30 de persoane ar fi fost deja audiate, însă cercetările continuă.